Da, că uitându-te în orizont, negura se întinde, privind în stânga și în dreapta, ceața se arată, dar ești chemat să ridici privirile în sus, căutând cu stăruință rugăciune și proșternile că vreau să răsară lumina peste tine. O, că vremea se scurtează de la o zi la alta și bunurile și lucrurile care sunt astfel la îndemâna voastră fiecăruia, în curând veți fi puși la o mare strâmturare, la o grea încercare, într-o sită foarte deasă, zice Domnul. Și acolo fiecare va lua decizie după cum este inima și aplicarea inimii lui. De aceea vă chem pe toți care sunteți părtași la glasul Duhului Sfânt. Faceți verificarea inimii. Gheravit paralot parabiet. Tăvălugul negru-i pornit de la locul lui. Și în curând îi se va auzi uruitul și zgomotul lui. Va deranja urechile multora și va înspăimânta inima multora. Dar pentru cei ce s-au pus la adăpost, aripilor spinte acelui preanalt, zgomotul nu-i va deranja și inima nu ne va fi tulburată. Strigarea se face pentru voi, căutați adăpostul alb. Chiravis saragot parabis zaragobiet. Ral anobet paradobiet. Un vuiet va porni în curând. O veste îngrozitoare va fi lăsată pe pământ. Căci o căpetenie de seamă din adânc a fost lăsată liberă. O, să meargă la mai mari pământului, să le dea idei, sfaturi. Gheravi, paradot, uri, galabriu, ca să fie adus la îndeplinire un plan și o lucrare de groază pe pământ. Dar pentru voi care ați fost chemați să aveți parte de iertare și de mântuire, vreau să las cortul alb, faza sfântă, și lumina feței mele peste voi, zice Domnul. Dar căutați, căutați în grabă să trăiți în pace, să trăiți în sfințenie, să trăiți în sinceritate, să vă prețuiți șalobet paragot parabiat. Căci acolo unde vă găsi ură și răutate, iertare și judecată, voi îngădui și vuietul și varul să atingă. Se vor ridica steagul de doliu și va fi mare durere și într-o cetate și în alta, și într-un colț a pământului și în celălalt. Dar pe-ai mei care mă prețuiești să tem de mine, am să-mi arăt slava, zice Domnul. Aleluia! Jemal, parobet, paradox, furi, galabria. Strângeți rândurile, căci lupta din văzduie mare, cu apăsare, cu deznădejde, cu necredință, cu nemulțumire, cu ciorovăieli în familie. Da! Dar dacă inimile se pleacă, cel ce aduce biruința-i Duhul Sfânt. Amin, amin! Aleluia! Că despre odrazele voastre pentru care vă rugați și chemați în numele meu, nu lăsați să moaie inima, să se clatine pașii. Făgăduința mea rămâne în picioare. Aleluia! Și brațul meu îi va aduna, brațul meu îi va strânge la locul hotărât. Aleluia! Dar rămâneți de veghe! Aleluia! Rămâneți de veghe în rugăciune și în stăruința rugăciune. Cherot paradop farabiu. Vie șoval nifor. O, și ramurile sălbatice mă voi ocupa de ele și le voi tăia, zice Domnul. Și lăstarii străini voi intra cu uneltele albe și voi răteza, zice Domnul. Da! Voi ridica obstacole și voi pune barieri. Pentru unii voi aprinde cuptorul și voi introduce încât inima să li se moaie, ochii să lăcrimeze și gura lor să se angajeze că vreau să se întoarcă la Domnul. În ziua când voi lucra, să nu vă puneți de-a curmeze sus. O, lăsați-mă să lucru cum îi plan. Și la urmă bucuria va fi mare. Amin, amin. 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 Amin.